Deci în cauza contestației examinate de către Bularu, succint, noi am contestat, apărătorii am contestat ordonanța procurorului prin care s-a clasat cauza penală privind tentativa de omor asupra clientului nostru Renata Usată. Deci procurorul până în prezent nu ne-a permis să facem cunoștință cu materialele dosarului, invocând diferite motive și unul din motivul principal, că după clasare ne-a obligat să dăm angajamentul că nu o să divulgăm secretul anchetei. Noi acest răspuns sau această ordonanță a procurorului am contestat judecătorul de instrucție. Judecătorul de instrucție a luat ca argument poziția apărătorii și a declarat nul această cerință a procurorului. În prezent am depus cerere pe numele procurorului ca să execute încheierea instanței de judecată și ne prezinte materialele dosarului spre cunoștință. Procurorul Bacalâm este în concediu. Deci a doilea contestație, ceea ce ține de contestația propriu-zisă a ordonanței de încetare a procesului penal în privința lui Gorbunțov. Deci domnul Bularu din oficiu, fără să cheme apărătorii, fără să aibă la dispoziție argumentele procurorului, apărătorilor, să aibă la dispoziție materialele dosarului, a considerat că contestația noastră inadmisibilă, deși contestanția anterior s-a examinat, se afla în procedura altui judecător de 3 luni de zile. Iar domnul Bularu, în termen de 2 zile, din oficiu, fără a cita părțile, au declarat-o inadmisibil, considerând că noi nu am respectat procedura prealabilă, adică contestarea procurorului ierarh superior. Aceasta este un neadevăr, deoarece noi deja am contestat cu recurs și am prezentat instanțe de recurs cererea în baza articolului 299 și ordonanța procurorului prin care ne s-a respins. Prin urmare, deci, la părerea noastră, domnul Bularu și-a permis un abuz. Deci sperăm că încheierea dată va fi anulată de către instanța de recurs, iar cauza va fi remisă pentru examinarea fondului. Mulțumesc!